Castelul Corvinilor din Hunedoara va găzdui vineri 27 mai și sâmbătă 28 mai o nouă ediție a Târgului European al Castelelor. Cetăți, palate, castele, muzee, case memoriale și centre de informare turistică se prezintă publicului în cadrul unor standuri dedicate amplasate în Curtea Husarilor. În paralel cu evenimentul, publicul prezent va putea asista la o serie de activități interactive în preajma castelului, iar seara, pe pietonala Corvin, vor avea loc spectacole de animație stradală. Ne pregătim pentru o nouă ediție a Târgului Castelelor. La fel ca și în ediția precedentă, locația va fi în exteriorul castelului, în Curtea Husarilor. Spre deosebire de celelalte ediții, am îmbunătățit și am lărgit puțin programul, astfel că pe lângă entitățile care vor expune și se vor promova în Curtea Castelului, vor fi prezenți și producătorii hunedoreni, iar în paralel este conceput un întreg program de punere în valoare și de atragere până la urmă a publicului vizitator. Este vorba de tot felul de activități de reenactment, de relații, de interacționare cu publicul, realizate de către ordinele cavalerilor din Hunedoara și Deva. Iar în paralel, după masă, pe pietonală din Hunedoara va avea loc de asemenea un program care are ca scop exact atragerea atenției asupra Târgului European al Castelelor, precum și punerea în valoare a realităților istorice din Hunedoara și nu numai. Deschiderea oficială a evenimentului va fi vineri la ora 10, dar standurile pot fi vizitate în cele două zile între orele 9 și 17, în același interval orar, desfășurându-se și activitățile interactive cu publicul, printre care sunt lupte și dansuri medievale sau lecții de spadă și tir cu arcul, în vreme ce evenimentele de pe pietonala Corvin vor avea loc între orele 20 și 22. Vor fi 21 de standuri, toate de la obiective din țară, întrucât situația geopolitică din zonă a făcut ca participarea internațională să fie mai reținută în acest an. Intrarea publicului la eveniment este liberă. Practic, manifestarea va debuta vineri la ora 10, când va fi deschiderea oficială, după care până la orele 17, vizitatorii care vin la Castelul Corvinilor și cei care doresc doar să viziteze acest târg al castelelor vor putea intra în contact cu toate aceste entități care expun în Curtea Husarilor. În momentul de față, datorită spațiului de care dispunem, sunt 21 de castele și cetăți care vin și se promovează la Hunedoara. Participare internațională în acest an nu avem datorită condițiilor geopolitice. Prezența internațională este puțin mai reținută. Fiind în curtea exterioară, evident, accesul la standurile de expunere este gratuit, bineînțeles. Castelul Corvinilor este unul dintre cele mai impresionante obiective de arhitectură gotică și renascentistă din Europa, fiind plasat printre cele mai frumoase monumente medievale din lume.